Ninsorile puternice au paralizat capitala. Aici a fost înregistrat cel mai mare strat de zăpadă din țară. A nins toată ziua, iar serviciile municipale ale primăriei Chișinău nu au făcut față cantității mari de zăpadă care se aduna pe carosabil, astfel că s-a circulat cu mare dificultate chiar și pe principalele artere ale orașului. Șoferi blocați în nămeți, mașini accidentate și sute de oameni în stațiile de așteptare a transportului public. Acesta a fost peisajul de luni de pe străzile capitalei. Transportul public a pornit pe linii la primele ore ale dimineții, însă la un moment dat, din cauza cantității mari de zăpadă care se aduna pe carosabil, mai multe troleibuze și autobuze au rămas blocate în trafic. Astfel, în jurul orei 11, Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinău a decis să sisteze activitatea transportului public până la ora 16. La amiază, autoritățile capitalei au anunțat că troleibuzele și autobuzele nu vor circula totuși întreaga zi, așa cum stratul de zăpadă pe străzi este mare. Astfel, la stațiile de așteptare a transportului public a fost haos toată ziua. Sute de oameni au așteptat în zadar un troleibuz sau un autobuz pentru a ajunge la serviciu sau acasă. Eu утром приехал из Буюкан на троллейбусе. Где-то часов в 9 утра в центр. На троллейбусе. Сейчас пришел, хочу ехать обратно и смотрю, оказывается, не ездит троллейбус. Я не вижу конструктивной причины того, что они не ездят сегодня троллейбусы. Ну да, снег выпал, но как бы можно посыпать, и чтобы они ездили. Бывают зимы и подлиннее. Știu, да, într-așa oraș, asta nu-i catastrofă. Este primar care trebuie să gădească pentru noi. Nu-i normal. Nu-i normal. Transport public e una. Ne mai descurcăm noi. Dar dacă este urgență, dacă este alte situații excepționale. Probabil și cei care trebuiau să facă curat în oraș nu și-au respectat obligațiile de serviciu, pentru că toți știau despre podul acesta portocaliu, știau din timp că va fi această ninsoare. Și de ce trebuie să fie pregătiți? Adică, respectiv, eu cred că ar trebui să circule, cel puțin, câte un troleibus odată la 10-15 minute, pentru că majoritatea oamenilor care stau acum în stație, că este o vârstă înaintată. Bine, că tinerii pot circula pe jos, dar cei bătrâni, sigur că au nimerit într-o situație foarte urâtă. Străzile din capitală au fost o mare provocare pentru șoferii care au pornit la drum la volanul propriilor mașini. Pe mai toate arterele orașului puteau fi văzute mașini blocate în trafic. Unii conducători auto au fost tractați de polițiști, iar alții au apelat la salvatori sau la ajutorul șoferilor cu mașini mai mari. Din cauza gheții și a zăpezii, un adevărat carambol s-a produs pe strada studenților din sectorul Râșcani. Din imaginile video se vede că cel puțin 4 mașini au fost accidentate. Imaginile video au fost postate de deputatul PAS Alex Trupca, care a lăsat și un comentariu prin care dă de înțeles că autoritățile din capitală nu-și fac bine munca. Strada studenților e patinoar, la fel a fost și când a nins data trecută, deci e o regulă. Dacă tot nu este capacitate de a curăța toate străzile, cel puțin închideți-le pe cele pe care nu se poate practica șofatul, a scris parlamentarul pe Facebook. Se pare că nici edilul capitalei Ion Ceban nu a fost prea mulțumit de situația din oraș. Dimineața a avut loc ședința operativă a serviciilor primăriei, în cadrul căreia edilul și-a mustrat subalternii și a cerut ca întregul efectiv și tehnica din dotarea întreprinderilor spații verzi, autosalubritate, apă canal Chișinău și regia Exdrupo să fie mobilizate. Ceea ce am văzut în oraș nu îmi place deloc. Înțeleg că ninge în continuu, dar avem o situație în care și-a plouat și de sub încă este și gheață, dar cred că trebuie de mobilizat lumea mai mult. Eu sunt la 100 de metri de la Ștefan cel Mare. Colegi, hai, sărbătorile ați terminat. Da, vă să vă văd fiecare în teren. Da, ieșim acum. O oră mai târziu, edilul Ion Ceban a anunțat că, deși toate utilajele de dezăpezire sunt antrenate în curățirea străzilor capitalei, angajații primăriei nu fac față cantității mari de zăpadă care se adună pe carosabil. Edilul a îndemnat oamenii să fie înțelegători și să rămână în casă dacă nu au nicio urgență. Noi în continuare suntem cu toate efectivele pe care le avem în teren. Și ne concentrăm pe traseele centrale, trotuarele centrale,
Cele mai mari cantități de precipitații sunt în municipiul Chișinău și rog de cealaltă parte și înțelegere, pentru că muncitorii tot nu pot să intervină la nesfârșit, sunt în echipe, în ture și se muncește foarte mult în această privință. Potrivit primăriei Chișinău, la dezăpezirea străzilor și împrăștierea materialului antiderapant, sunt antrenate 34 de autospeciale ale regiei Ex-Drupo, 61 de utilaje de la regia locativ comunală și de la spații verzi și 350 de muncitori.